Vă salut, dragi prieteni, sunt Traian și astăzi vreau să vorbim despre înființarea culturilor de tomate în câmp. Cum se face o cultură de tomate mai concret? Da? O cultură de tomate presupune volum mai mare de muncă, pentru că se înființează în cele mai multe cazuri manual și viteza de execuție, ca să-i spun așa, pentru că la plantare momentul este unul destul de delicat. Dar până la plantare trebuie să începem cu câteva noțiuni elementare, da? Arat biscuit din toamnă, odată suplimentat cu îngrășământ natural, dacă se poate, un gunoi de greș descompus, în jur de 30-40 de tone la hectar, o suplimentare făcută ca la carte. Se aplică îngrășământul pe sol și se încorporează cu tractorul cu plugul, da? Se încorporează în sol. Apoi se lasă solul în primăvară de vreme, undeva la data de 25 aprilie, 5 mai, da? Perioada asta de 10 zile, 10-18 zile, în care se poate înființa cultura propriu-zisă. Cum? Din răsad, da? Răsadul trebuie să aibă 55-60 de zile la momentul plantării, să fie foarte bine călit, da? Pentru că atunci când mergem cu el și strămutăm în câmp sau să treacă de momentul acela critic de prindere, da? El pleacă dintr-un anumit mediu, să zicem că ați avut răsadurile în solarii, eu știu, în alveole, sau l-ați avut în brazde, da? Pe brazde, pe paturi nutritive, da? Le luați de strămutat acolo, la momentul plantării trebuie să fie vigoroase, groase la colet, sănătoase, puternice, încât să depășească cu bine momentul plantării. Momentul plantării coincide cu 5-7 zile, da? Cam așa coincide asta în condițiile în care nu ai oameni cu care să înființezi grădina, să plantezi. La plantat îți trebuie 10-15 oameni ca să poți să dai la gata, eu știu, în 2-3 zile. Da? Se plantează cu atenție, da? Bun. Hai să vorbim puțin despre ce trebuie făcut în primăvară de vreme, înainte de plantare. Se udă sola respectivă foarte bine, cu apă, da? În cazul în care nu există ploi de primăvară, da? După care se intră la plantat. Varianta vaduri este cea mai bună pentru că vadul menține apa provenită din căderile pluviale sau de la ploaie sau, dacă nu, eu știu, apa pe care noi o distribuim plantelor prin sistemele de udare pe care le deținem. Dacă avem, eu știu, udare prin aspersiune, este cel mai bine pentru că muscolana odată sau o așez la centrul parcelei, dai drumul la apă și astfel vei reuși dintr-o singură mutare sau, eu știu, două, să acoperi toată suprafața cu apă, să acorzi necesarul de apă plantelor de tomate la momentul plantării. Dacă nu, se merge eșalonat, da? Dacă ai prin inundare, să spunem așa, sau la picătură, ceea ce înseamnă la picătură înseamnă costuri foarte mari ca să poți să faci un hectar de tomate la picătură, înseamnă suplimentarii masive cu bani, să ai bani mulți să poți să faci o astfel de investiție, dar nu e problemă, de o dată făcută, știu, ai pentru mai mulți ani de zile. Dar în câmp lucrurile nu funcționează așa. În câmp cel mai bine ar fi să stabilești grădina lângă o sursă de apă. Sau, nu știu, să faci ceva, o fântână, să sapi pe fântână, faci ceva, totuși apa îți trebuie cel puțin măcar la momentul plantării și la momentul floririi și fructificării. Bun. Distanțe de plantare. Da, se plantează manual cu sădilul, da, pe fiecare vad în parte. Distanța între vaduri să fie de 70-80 de centimetri. Distanța între plante pe rând să fie de 50-60 de centimetri, da? După ce ai reușit să faci toate cele prezentate până acum, adică răsat, dus în câmp, teren modelat, apă, pe vaduri plantat, uzi din nou după ce plantezi, iar apoi, la o distanță după câteva zile, pe știu 10 zile, intri prin cultură pe acolo și vezi cum funcționează lucrurile. Dacă plantele s-au prins, dacă există dăunători la sol, că este posibil să te trezești cu în zona asta la noi, pe aici apare rățușcaia de primăvară și vine și se urcă în vârful plantei și retează vârfurile.
Este posibil ca în câmp să se întâmple lucrul acesta, dar, desigur, ca să scapi de o astfel de situație, nu ai cum să nu alegi varianta chimică de estompare acestor dăunători. Nu te gești, pierzi toate plantele și ai riscat și e urât. Ideea este că dacă le dai astăzi, spunem, le-ai dat azi un insecticid, da? A doua zi apare și ți le termină. Am pățit, nu de multe ori, dar am pățit. Important ar fi ca, eu știu, înainte de plantare, înainte de a înființa cultura de roșii, stânga-dreapta să creezi o bandă de, nu știu, ceva, să pui ceva verde. Orice, nu contează, te gândești la ceva. Spre exemplu, să pui niște, eu știu, muștar sau să pui ceva de genul, să semeni ceva. O buriană, nu contează ce. Ca invazia să se oprească acolo, în bezile alea, stânga-dreapta, sau în invazia de rătuși, că să vină să papă verdețea, să le place. Știi, găsești prin magazinele astea tot felul de plante, da, care apar mai repede și așa, sorg, nu știu, ceva de genul. Poți să pui acolo, să faci două benzi, să oprească în el, să pape la el acolo. Dar, mă rog, asta este o variantă în care apar. De regulă nu prea apare, ele apar mai târziu, da? Nu apar foarte repede și nu în toate zonele geografice ale țării se întâmplă lucrurile acesta. E și acolo. Bun, ca idee, după ce ai plantat și ai înființat cultura de tomate, o lași așa. Pur și simplu, nu se execută lucrări de întreținere speciale, cum ar fi copilire, cârnire, o lași planta cu totul să crească în tufă, să fie bogată, acolo copilește și, fructifică și copilii fructifică, tot. Foarte bine suplimentată fiind din toamnă, plantele vor avea putere de creștere, cresc frumos, cresc în volum, da, în vegetație vreau să spun, da, înfloresc, dovadă că după după momentul înfloririi la fructificare, trebuie să mai aplicăm iar câteva îngrășăminte. Da? Îngrășăminte, sub formă sau must de bălegar, dacă avem, eu știu, acolo o vitaje cu câte 10-12 tone de must de bălegar, să mai găsește de prin ferme, până sunt tot felul de haznale, merge și luați de acolo, îl faceți în diluție, eu știu, cu apă, puneți jumate-jumate, sau eu știu, la, să spunem așa, la 10 tone cât are o vitanje, să zicem, băgați undeva munți de bălegar să fie undeva la o tonă jumate, două, da? Iar restul apă face diluția și merge și aplicați pe vadurile acelea cu furtunul de pompieri sau cu ce sunt pe fel de furtune prevăzute. Acum găsiți o modalitate prin care să aplicați la sol, să suplimentați favorabil la după momentul floririi, atunci când ele înfloresc masiv, pentru că ele va înflori masiv. O să vedeți că nu o să înflorească eșalonat în câmp, planta se comportă altfel și începe să înflorească masiv. Da, vei avea practic sute de flori pe o singură tufă. Da? Eu am folosit și recomand cu cel mai mare drag, am folosit un Rio Grande, că n-am făcut astfel de cultură, soi, tomate cu tip de creștere determinat, da? Rotunde, nu acelea prunișoare, există și variante și varietatea prunișoare. Eu am folosit varietatea rotunde și vreau să spun că am făcut tomate de, era câmpul roșu, pur și simplu, numai că eu m-am împotmolit undeva la momentul recoltării, da? Adică n-am avut unde să le vând. Și pur și simplu le-am, da, mai degeaba le-am, nu știu, atunci pe vremea aia când am făcut, nu se vindeau nici măcar cu un leu sau 1000 de lei, cum erau banii aceia înainte. Adică pur și simplu nu-ți permitea nici măcar să intri să le recoltezi, pentru că nu aveai cu ce să plătești oamenii, nu luai, mă scuzați, nu luai pe tomate cât trebuia să dai să plătești oamenii. Bun, dar
Să lăsăm puțin deoparte acest aspect și să ne concentrăm asupra altor aspecte cu privire la înființarea de ruși. Ce prevede? Prevede 2-3 sape cu sapa pe rând, da? Foarte frumos. La după momentul plantării o sapă ușoară pentru cuibărire, da? Aia prevede una când el începe să lege, să fructifice, să lege, să intre în vegetație mai puternic la vreo 2-3 săptămâni distanță de la plantare, îi mai acorzi o sapă, da, sau o prașilă mecanizată, sau dacă nu mecanizată, nu știu, că să ai un motocultor ceva, sau nu se mai prășește cu calul acum, înainte se prășea cu calul, cu prășitoarea. Eu așa le-am prășit și am o cultură de roșii frumoasă, un buchet de... nu avem treabă, da? Mai intri pe acolo, mai înlocuiești, mai vezi cum stau lucrurile, dacă, eu știu, apar mici probleme, după care ai cultura în pace, vin ploile, vin câteva 5-6 ploi, după care începe așa. Câteva tratamente, eu nu mă am prea tare la tratamente și nu cred că ar fi cazul, dar dacă este cazul și ai simțit-o că în câmp își mai schimbă aspectul, își mai schimbă, nu poți tu să controlezi 40-50 de mii de plante, nu știu așa de... să stai să... Bun, faci un tratament acolo cu zeamă bordeleză, da, foarte frumos, dacă nu, eu știu, și crezi că ai vreo invazie prin cultura de tomate puternică, vezi că a început să intre vreun vierme, vreun ceva, atunci, da, este evident că trebuie să pui mâna să tratezi. Dar asta la atenționare. Vezi, umbli, vezi plinele, te uiți, le vezi ca fructe în momentul, dacă vezi că ai început, vezi că au început să le înțepe, că le să le găurească, să le... Da? Ceva? Aplici în... eu știu, un măspilan, un ceva, un... Se face lucrurile. În ciuda faptului că nu vrea nimeni să folosească astfel de... știu, de tratamente, dar nu ai cum altfel să duce cultura, să alege praful de ea și nu vrei să pierzi tocmai la momentul acela, da? La, eu știu, undeva la 2 luni distanță de la plantare, tomatele încep să, deci mai iunie, iulie, încep deja să intre în pârgă, să coacă, ai luna lui iulie și a lui august, ai roșii chiar până în roșii coapte, adică poți să intri în cultură și să începi recoltările. Recoltez când este în pârgă, în lădiță frumos, umbrare pentru grădină sau, eu știu, spații de depozitare unde să te duci să le mai lași de o trei zile, le să înroșesc, după care, chiar dacă le adun din pârgă, le să înroșesc și după aceea pleșcări la vânzare, să știu ce, unde vrei să le valorifici. Desigur, sunt cantități mari, tomatele pot să ajungă și la 200 de tone pe hectar, 100-150 de tone pe hectar, dar seama că atunci înseamnă volum de muncă ridicat, înseamnă oameni, da, care să vin să recolteze, să condiționeze fructele de tomate, da, după care drumul spre piață, spre vânzare, da, asta depinde de fiecare, cum poate să-și să gestioneze aceste lucruri. Nu este foarte greu de înființat o cultură de tomate în câmp, da? Ideea este să ai un răsat bun, da? Să ai o varietate bună de tomate productivă, da? Sunt acum sute și sute de varietăți. La o simplă căutare pe net veți găsi sute de varietăți de tomate, care mai de care, mai rotunde, mai frumoase, mai coapte, mai bune, mai... Important este să te apuci de treabă, dar în esență să ai o sursă de apă, un sistem de irigație foarte bine pus la punct, da? Solul să fie foarte bun, suplimentat cu îngrășăminte, da? Curat, pe locuri curate, ca să nu intri, cu toate că o grădină bună poate avea și câteva burieni, da? Asta ca să citesc pe cineva, nu mai am aminte acum, da? Deci se poate face dacă există voință și dacă există, desigur, resurse ca dumneavoastră să puteți să face această cultură de tomate atât de mult discutată și așa. Până la urmă, plantele de tomate,
Eu am mai spus așa și am mai făcut o grămadă de articole, am scris despre tomatele astea. O plantă de tomată, dacă ai luat o mână de noroi și ai pus-o la rădăcină și o arunci în drum, se prinde. Hai să fim serioși, nu există chiar atâta, să face atâta filozofie și să caută să intre până toate substratul acestea. Domnule, și dacă a făcut un mic punctuleț și dacă am văzut un nu știu ce. Lucrurile nu funcționează așa când cultiv intensiv. Mai apar tot felul de chestii. Nu poți să ai 25, 30, 100 de plante, ești într-un spațiu amenajat, să stai toată ziua să le gândi, să bâișbui pe ele și să... Băi, stai să vezi că până la urmă să vezi că s-a ales praf și de-alea când ai știut și n-ai fost capabil și în stare să știi să controlezi temperaturile din interiorul solarului sau să faci anumite chestiuni care, eu știu, sau le-ai lăsat, sau fier, sau dus, ai fost negligent, cine știe ce, ai fost luat cu treburi și ai uitat să mai iesi solarul, să deschizi părțile laterale sau pe capete și te-ai întors undeva la ora prânzului, da? Deci și le-ai găsit moarte, fierte, paralizate. Ce să le mai faci? Poți să le dai și cu de toată, că nu își mai revine. Să alege praf. Dar despre chestiunile astea o să discutăm în alte articole. Cam așa se face cultură de tomate în câmp, da? Două, trei prașile, am spus, manuale, una, două mecanizate, dacă se poate și ai cu ce, și le-ai cultura în pace. Înflorește masiv, da? După ce au început să lege, la momentul înflorii, atunci te pui cu apa pe ele și le dai câteva udări. Udările le dai în timpul zilei, vezi să le dai foarte dimineața, foarte devreme, dacă se poate undeva la ora de noapte, la 4, 4, 5, e vară, e frumos, poți să intri, să bagi apă, nu-i problemă. Sau dacă nu, seara. Spre seară, după ora 6, 7, da? 8 chiar, cât uzi? O să uzi o oră jumătate printr-o cu o coloană de asta cu aspersoare, da? Mai mult nu o să uzi. Da, îți alegi, stabilești coloana frumos pe loc, îți reglezi aspersoarele, îți faci frumos totul, ai dat drumul la motopompă, apă, ai băgat pe apă în cultură și stai liniștit. Nici o problemă, verifici coloana în timpul funcționării, vezi cum e, dacă să mai ești un aspersor, nu-ți bate bine, sau dacă nu știu ce se mai întâmplă pe acolo, mai sare, nu știu, o garnitură, mai... Chestii de genul acesta, da? Nu... Este că e mai lucru. Dacă ai noroc și ai prins două, trei plăi bune și asta poate poți nici să nu uzi. Poți nici să nu uzi. Dacă vrei să mergi, spre exemplu, la ghici, dacă nu ai bani, să-ți cumperi coloană de irigat sau nu știu, furtună de irigat sau nu știu ce, așa, nu ai pur și simplu cu ce și totuși vrei să înființezi, da? Ai răsadul, ai ce ai făcut, de ce n-ai și înființat? Bun, cel puțin la momentul plantării. Trebuie să ai apă cel puțin la momentul plantării să poți să-i dai plecarea încât plantele să genereze rădăcinile acelea adventive, să se atâțe de pământ și acolo e și aici, Dumnezeu cu mila. Nu ne ascundem după nu știu ce, că toți așa au făcut la început, nu au avut bani. Să vine și să discută dacă vrei să fii cât mai, dacă vrei. Nu, stați cu mine, că au fost, păi uite, ca să omorăm mitul ăsta cu apa, la tomate dacă te duci, ai făcut o mulcire la sol cu, trebuie paie mult, așa, și ai făcut o mulcire în strat de 15-20 de centimetri, așa, la sol, da, după momentul plantării, păi ai scăpat și de apă, ai scăpat și de buruian, ai scăpat de tot. Da, nu mai faci niciun fel de lucrare. Mergi în varianta organică și asta este. Ce este, este. Măi, din cât produce un astfel de o cultură de tomate, o să ai bani destui încât să poți să să fii mulțumit pentru ceea ce ai făcut. Adică, ce te costă? Te costă răsadul. Munca la răsadul te costă cel mai mult în momentul plantării, dar te va costa foarte mult, am zis, recoltarea acolo, pentru că acolo trebuie să iei oameni, să-i plătești, știu, cu ziua sau cum îi plătești, la înțelegere sau contraproduse, le dai tomate pentru muncă, dar oamenii au nevoie, vin să-și facă buliane, să-și facă, nu stă toată lumea să facă grădini, da? Au nevoie.
Și tot acolo la tine în câmp și zice, da, și mie, uite, 10 coșuri de tomate. Sau 5 coșuri, sau face listă. Hai, care vă abonați, vă asigur tomatele pentru bulion în vară. Și am mai vin. Bine. Mulți care vin, vor să stea bine și și vin și te ajut la plantat, te ajută la recoltat, că dacă pleacă de la tine, nu pleacă cum la gol. Asta este toată ideea. Eu așa am procedat și am rezolvat-o, dar am spus, nu totul se face neapărat cu bani și nu totul se face cu bani nici la momentul înființării. Dacă ar fi să iei altfel, păi așa poți să-ți iei, să-ți iei din propria sămânță, să-ți faci propria sămânță, da? Dintr-un soi, poți să te apuci și să îți faci propriile răsaduri ca să elimini costurile, să zicem așa. Poți să te duci și să rămâi doar pe plantat cu 5-6 oameni, dacă ești eu, te apuci de treabă, în câteva zile ai plantat un hectar de tomate. Te apuci, îl sapi, îl aranjezi, muncești cu drag și avea rezultate pozitive. Așa funcționează, așa. Nu este un impediment. Da? Cum îl înființezi, cum ce fel, îl faci, până la urmă îl faci. Dar o să fie greu la momentul vânzării. Da? Aici este mare dilemă cu care sunt confruntat grădinarul. Cu ei vinde. Aia. Dar să presupunem că, nu știu, te descurci, că ai unde să vinzi și totul va fi în regulă. Vei găsi gata destui bani încât să fii mulțumit și să-și mai am meritat. Eu cam așa o înțeleg, cam așa cred că trebuie să faci și tu. Așa am făcut și am avut rezultate bune, dar am spus, m-am potignit acolo unde de fapt nu trebuia să mă potignesc. Nu am apucat unde să vând. La momentul acela. Acum lucrurile nu mai funcționează cum funcționau atunci. Acum merg vânzările la tomate, da? Mă oblită de aici, intri la piață, o discuți, mai lași la preț, mai când vinzi, una ai să vinzi cu kilogramul, alta ai să vinzi 10 tone odată, sau 20 de tone odată, sau 50 de tone, sau 100 de tone. Așa. Lucrurile funcționează altfel. Ideea este că este o marfă perisabilă, da? Cu tomata nu poți să stai prea mult în câmp, da? Nu poți să stai mai mult de 7-10 zile cu ea, pentru că se deteriorează, da? Și atunci vei fi nevoit să alegi niște varietăți rezistente la crăpare, da? Și sunt chiar românești, chiar soiuri de tomate românești, chiar roșiile de buzon, spre exemplu, avem cât timp de creștere determinat, da? Care își păstrează aceste caracteristici, da? Da? Formă, culoare, gust și rezistență la transport, da? Cam așa funcționează lucrurile. Desigur că n-am acoperit o plajă mare de n-am venit cu prea multe detalii, ca să le spun așa, dar am venit cu câteva încurajări și trebuie să fii și puțin motivat, da? Să fii motivat să faci lucrurile astea, pentru că se poate. Se poate face, nu e nicio temă. Dacă ești capabil și în stare să pui un solar cu 1000 de plante, să zicem așa, și să le faci și să rupă norma la producție, da? Vei fi în stare să faci și un hectar în câmp, da? Cu care cu siguranță vei rupă norma. O garantat un 70-80 de tone de tomate o să le ai garantat. Garantat. Așa, fără să te agiți prea tare. Dacă știu, ești fermier mare și ai cu ce și știi, la tomată, rău, poți să ieși la 200 ceva de tone, 250 de tone de tomate, de un hectar. Dar să ai oameni în grădină, să stai tot timpul să le gândile, să le... Da, eu cred că merită, este și un preț bun la tomate, dar ele își păstrează prețul, nu știu, vara trecută, cred că nu a sărit din de 53 lei kilogramul de tomate. O socoteală la 150 de tone și să vezi că stai bine. La câți bani folosești pentru înființare, da,
Nu pot să zic că nu te duci cu 70-80 de milioane de lei. 80 de milioane, vorbesc de bani aia. Da? 7-8.000 de lei, să zicem așa, că te duci. Te duce cu totul, cu oameni plătiți, ca să ai producții mari. Nu. Dar poți să fii mulțumit și cu mai puțin. Și rămâne să alegi acum varianta care te aranjează cel mai bine. Da? Deci, poți să mergi și pe, cu tomate oprite de tine, dar cu, am spus, cu condiția să fie cu timp de creștere determinat, da? Să nu faci acolo o vegetație ciohologică, să nu mai știi pe unde să mai iei, da? Să respecti distanțele astea mai mari, pentru că, de ce? Cultura trebuie să fie foarte bine aerisită, trebuie să o viziteze razele soarelui, da? Poate intrând în vegetație și făcând tufe mari și bogate, da? Se umbrește locul, se umbrește, da? Nu mai crezi nici burieni, nu mai crezi nimic. Scuze, plantele fructifică masiv, frumos, când o să intri la recoltat, o să intri pe acolo, o să vezi. Faci câteva benzi, mergi în benzi, deci dacă vrei să mergi, mergi. Zicem, 4 rânduri, una, două, trei, 4 rânduri și îți lași o bandă pe care, de regulă, la un hectar îți lași o singură bandă. Vine cam undeva la vreo 20-22 de rânduri și îți lași undeva la cel de-al 10-lea rând, 10-14, îți lași undeva o bandă unde vei stabili coloana de irigat, unde va fi stabil. Să nu stai să umbli cu ea prin tomate, să te duci stânga-dreapta, stai că ai pus-o frumos acolo, după ce ai terminat cu udarea, acolo, pe același amplasament, la centru undeva, vei recolta și vei scoate lădițe la centru. Ai intrat frumos cu tractora și cu, sau cu ce intri tu prin în cultură frumos, ai recoltat, ai pus în lădițe, ai trecut cu tractora și sau cu tirul sau cu ce vrei să intri pe fâșia aceea și încarci tomatele, să zicem, în, da, în tir, în ce am spus. Dar nu mai stai cu tirul la capul locului, stau să le aduc de acolo, să le duc la capul locului. Nu, exact prin mijile cu tarale. Intri frumos și îți ai făcut treaba. Deci asta e foarte simplu de făcut, foarte simplu de înființat. Cam atât am avut de spus despre această cultură. Desigur, sunt multe de spus, dar chestiunile astea le mai acoperim cu alte ocazii, când eu o să intru să să mai fac material video. Desigur, o să începem să facem și live-uri. Dacă începem să facem live-uri, atunci pe live stăm mai mult și putem să intrăm în direct, să vorbim altfel, da? Dar așa, la un prim nivel de detaliere, cam așa se face o cultură de tomate în câmp. Bun, mulțumesc pentru că ai stat atât de mult cu mine. Ce să spun, dacă v-a plăcut, știu, distribuiți acest material video, da, abonați-vă, dați un like și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Mulțumesc, la revedere!